Domnule doctor, când ați hotărât să deveniți medic neurochirurg? Când ați simțit că pentru asta sunteți făcut? Cred că dorința de a îmbrățișa o specialitate chirurgicală am avut-o cam din primii ani de facultate. Mi-am dat seama că asta mi s-ar potrivi, asta mi-aș dori să fac. Apoi, după terminarea facultății, am avut ocazia să fac un stagiu într-o secție de neurochirurgie și acolo mi s-a cam clarificat opțiunea. La Spitalul Județean de Urgență Ploiești de câți ani sunteți? La Spitalul Județean de Urgență Ploiești sunt din 2011, deci de 12 ani aproape, din septembrie 2011. Cum este viața într-un spital de stat? Viața profesională. Da, bănuiam că la asta vă referiți. Într-un spital de stat, cred că diferă de tipul de spital. Pot să fac o referire acum la Spitalul Județean de Urgență și în special Spitalul Județean Ploiești, unde este o viață foarte intensă, foarte solicitantă. Avem foarte multe cazuri, foarte multe prezentări. Asigurăm urgențe și pentru două județe limitrofe, Dâmbovița și Buzău. Și trebuie să acordăm un volum foarte mare de timp, de muncă. În plus este stresul, pentru că specialitatea este o specialitate dificilă, cu multe cazuri foarte grave. Vorbim și de o lipsă de previzibilitate, mai ales în gărzi, de exemplu. Adică am avut gărzi în care eu și colegii mei am avut și câte trei operații la rând. Sunt și gărzi mai legere, dar niciodată nu știi la ce te poți aștepta. Deci, viața în Spitalul Județean și în special în Spitalul Județean de Urgență este destul de dificilă, dar nu vreau să mă plâng, adică eu sunt satisfăcut de ceea ce fac și asta mi-am dorit. Până la urmă, efortul depus merită. Spuneați că ați avut și trei operații consecutive. Obosiți? Sau aveți dreptul să obosiți? Ba... Cu ghilimele de rigoare. Da, am înțeles ghilimele. Da, trebuie să... Normal că suntem obosiți, dar cred că niciodată nu ajungem... Ca neurochirurg? Trebuie să trecem peste oboseală, nu putem să punem în pericol actul medical când sunt probleme care mai pot fi temporizate, le mai temporizăm, le mai ajutăm între noi. Ce anume vă motivează, domnule doctor, în momentul în care intrați în sala de operație și aveți bisturiul în mână și pacientul pe masa de operație? În momentul în care intri în sala de operații, practic intri într-o lume, să nu zic tehnică, dar într-o lume în care ești, știi ce ai de făcut, după un plan bine stabilit, după niște reguli, deci practic devine, treci peste partea că pătrunzi într-un creier, peste gândurile că ceea ce produce acolo lezează, intri în personalitatea omului și în tot ce ne definește ca oameni. Asta e o legendă. Asta e o legendă, cu pătrunzi în mintea omului. Mă rog, e puțin așa spus artistic. Da, am înțeles. Dar ce vreau eu să subliniez este că totul devine destul de tehnic. Adică ai niște noțiuni de anatomie care trebuie să fie foarte bine, foarte clare în mintea ta. Și totul devine relativ tehnic. Știi ceea ce trebuie să faci, știi ce nu trebuie să faci. Și trebuie să mergi pe planul pe care l-ai învățat ca să ai un rezultat bun și... Ați luat vreodată în timpul unei operații o decizie medicală bazată pe intuiție? S-a întâmplat? Da, decizii bazate pe intuiție nu prea sunt bune. Sau cel puțin nu în probleme serioase. Adică poți să iei o decizie bazată pe intuiție la un lucru minor, să alegi un antibiotic la un pacient care vine cu o infecție și nu știi ce agent microbian are. Nu schimbă foarte mult evoluția, dar deciziile majore, cum ar fi indicația chirurgicală, tipul de abord și medicația, mai ales medicamentele puternice cu reacții adverse puternice, asta clar trebuie luate pe baza unor dovezi științifice. De aceea se fac studii, s-a vorbit foarte mult de studii, mai ales în ultimii ani, toată lumea știe de studii. Iar intuiția trebuie să fie limitată, deci
Ceea ce trebuie să fie prioritar sunt dovezile științifice și, bineînțeles, fiecare medic trebuie să fie tot timpul pus la punct cu toate schimbările care se fac, pentru că schimbări apar tot timpul. Se schimbă paradigmele destul de frecvent. Pentru că ați vorbit de schimbări, cât de importantă este inovația în domeniul acesta al neurochirurgiei? Da, mă bucur că mi-a spus întrebarea asta. Deci, inovația este foarte importantă. Și dacă scrieți cumva, e și un interviu scris, vă rog să scrieți cu majuscule foarte și bolduite, eventual. Vă ascult și chiar vă cer și detalii suplimentare. Deci, practic, după părerea mea, inovația este în momentul actual, sau de mulți ani, este cheia dezvoltării medicinei. Deja medicina acum progresează foarte mult prin această inovație. Inovație care începe de la stadiul de cercetare, cercetările care se fac în domeniul preclinic, la partea de pregătire, de antrenament a studenților, a rezidenților, cum învățam noi acum 30 de ani după atlase litografiate, acum ai programe virtuale în care vezi anatomia 3D, de exemplu, sau simulatoare. Nu trebuie uitat de progresele enorme care s-au făcut în examinările paraclinice. Computer tomograful, rezonanța magnetică nucleară, au fost niște evenimente care au schimbat foarte mult partea de diagnostic. Practic, toate aceste schimbări, toată această inovație are un aport foarte mare la creșterea numărului de pacienți pe care dumneavoastră, ca medic, reușiți să-l salvați. Șansele unui om cresc foarte mult. Da, deci partea de investigații paraclinice crește foarte mult șansa și mai ales faptul că sunt destul de accesibile acum, adică tomograf există aproape în orice spital, sunt accesibile boli în faze incipiente, când normal șansele de tratament cu succes sunt mult mai mari. Tot legat de partea de inovație, nu vreau să uit, mai ales ceea ce ne interesează pe noi, chirurgii, partea de inovație în domeniul asistenței intraoperatorii. Deci toată aparatura, de exemplu microscopul operator, iarăși a fost un eveniment extrem de important care a scăzut fantastic mortalitatea în anumite operații. Și acest microscop operator se dezvoltă sistematic, apar tot timpul lucruri noi. Partea de neuronavigație, ecograful intraoperator, sunt foarte multe lucruri care se dezvoltă și sunt bucuros să vă spun că de câțiva ani Spitalul Județean Ploiești a intrat într-un program în care s-au achiziționat foarte multe lucruri. Eu cred că suntem una dintre cele mai moderne secții din țară ca dotare. Avem un microscop, un robotiscop care, din câte știu eu, este unic în țară. Avem neuronavigație și multe altele, nu vreau să vă plictisesc cu denumiri. Dar pot să vă spun că, ca și dotare, Spitalul Județean a ajuns acum la un nivel foarte, foarte bun, chiar comparabil cu spitale private sau din afara țării. Din afară mă refer la partea de vest, bineînțeles. În ceea ce privește personalul, sunteți deficitar? Pentru că știm că asta este o problemă în sistemul medical de stat, în momentul de față, deficitul de medici, chiar și aici, la Spitalul Județean Ploiești. Da, într-adevăr, este o problemă, este un deficit. Odată este un deficit de medici, probabil că știți, și la alte secții, pentru că este, așa cum am spus, o experiență foarte solicitantă. Dar mai ales personalul mediu, deci infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, sunt mult subdimensionați. Deci trebuie să ne chinuim, să ne folosim cât mai eficient resursele și sperăm că în curând se va rezolva și problema asta. Câți medici neurochirurgi, în afară de dumneavoastră, evident, sunt aici la Spitalul Județean în momentul de față? Deci, în afară de mine, mai sunt 5 medici neurochirurgi și un medic rezident. Și faceți față tuturor cazurilor sau ar mai fi nevoie? Față facem, dar cu niște eforturi destul de mari. Vă gândiți că, mai ales în perioada de vară, când mai apar și concedii, trebuie să facem câte o gardă la 4 zile și o gardă aici este destul de obositoare. Și acum vin și vă întreb, câte ore petreceți în Spitalul Județean? Păi, v-ați uitat la aceasta, ați văzut cât e.
Petrecem cu toții în funcție de necesități și de ce... Nu avem o oră fixă la care plecăm, dar de multe ori se întâmplă să ne prindă și seara în spital. Ați fost odată chemat de acasă să interveniți la un caz? Da, da. Și eu și colegii mei. Și ați venit? Suntem. Dacă am putut, bineînțeles că am venit. Există, domnule doctor, un caz în acești 12 ani pe care i-ați petrecut la Spitalul Județean care, nu știu, v-a marcat, v-a rămas tipărit undeva în memorie? Sunt multe cazuri care rămân în Dă-ți minte. Dă-ți câteva exemple. Ce anume v-a... N-aș vrea totuși să detașez așa un caz anume, dar pot să vă spun că sunt cazuri legate, pornind și de la povestea lor personală, la faptul cum îi afectează o problemă de sănătate de multe ori evită brusc, atât pe ei cât și pe membrii familiei, le transformă viața brusc. Alte cazuri care te afectează sunt cazuri care au o evoluție imprevizibilă, în rău mai ales, pentru că în general rămâi afectat de cazurile care merg rău. Cazurile care merg bine se șterg încet încet din minte, intră cumva în domeniul normalului. Să înțeleg că au fost pacienți care au trecut cu bine peste operație, dar au apărut post-operator. Da, da, se întâmplă. Este... Leziunile cerebrale mai ales sunt, poate să aibă de multe ori o întorsătură dramatică a situației, traumatismele, de aceea în ultima vreme a început să vorbească de pacienții cu traumatisme craniene ca de pacienți care au o boală cronică, pentru că... De ce se întâmplă asta? Apar niște modificări intracerebrale care se manifestă în timp și poate să meargă de la depresie până la leziuni neurologice tardive. Dar ca să revin la cazurile care m-au afectat, deci astea ar fi cele cu evoluția nefavorabilă. Te aștept să meargă bine și brusc ai o surpriză neplăcută. Multe dintre ele te fac să te gândești dacă uneori poate ai luat cea mai bună decizie, pentru că uneori nu e totul alb și negru. De multe ori, chiar dacă avem aceste protocoale și ce vă spuneam legat de medicina bazată pe... Uneori sunt niște lucruri mărunte care... la care, normal, te gândești retrospectiv că poate dacă le-ai fi făcut altfel ar fi schimbat ceva sau dacă n-ai fi făcut ceva, s-ar fi schimbat ceva în evoluție și cazul ăsta, într-adevăr, îți rămân în cap. Mă gândesc că cea mai mare satisfacție pentru un medic este în momentul în care reușește să salveze o viață, pentru că asta este jurământul lui Hipocrat pe care l-a depus. Dar ce simte în egală măsură un medic în momentul în care pierde o viață? Mă gândesc că vi s-au întâmplat și cazuri de genul acesta. S-au întâmplat. Aici... Cum sunt să dai mai ales familiei? Aici, acesta este un eveniment foarte, sau un moment foarte neplăcut. De multe ori nu ne ocupăm noi, medicii, de acest moment, dar oricum interacționăm cu familia după aceea. Sunt cazuri care din start au șanse foarte mici sau chiar sunt aproape pierdute, dar pentru care avem o obligație să încercăm imposibilul, cazuri care și acestea te afectează, mai ales dacă sunt persoane tinere sau accidentele, dar într-adevăr, cazurile care, la care te-ai aștepta să, ca tratamentul să aibă un succes, și merg rău, acelea te pot afecta destul de rău. Ce înseamnă moartea cerebrală? Moartea cerebrală este definită prin o oprire a activității creierului. O să încerc să vă spun niște termeni mai... Înțeles. Care trebuie justificată sau obiectivată prin mai multe metode. Odată metode clinice, lipsa de reacție, pierderea unor reflexe normale, dar și de niște investigații paraclinice, cum ar fi electroencefalograma, cum ar fi angiografia cerebrală care să arate că nu se mai perfuzează creierul și de-abia atunci se poate pune un diagnostic legal de moarte clinică, dacă vă referiți pentru cazul de pacienți pentru transplant de organe.
Da, chiar voiam să abordăm și acest aspect. Ați avut astfel de pacienți? Pacienți care probabil că ar fi putut intra în program, am avut, dar din câte știu eu, spitalul nu a fost niciodată inclus în acest program din cauza acestor motive, că moartea cerebrală trebuie dovedită. Deci chiar dacă noi medicii ne putem da seama chiar clinic că pacientul este în moarte cerebrală, nu este suficient din punct de vedere legal ca să fie declarat. Deci trebuie obiectivat prin niște investigații care nu se pot face chiar în orice spital și nu în timp atât de rapid cât ar fi nevoie ca acel pacient să mai poată fi un donator de organe. Câte creiere ați văzut la viața dumneavoastră? Dacă oprim puțin camera, fac un calcul aproximativ. Estimativ, nu de pot. Nu pot. Păi, cred că, haide să așa, mii cu siguranță. De ordinul mii. Da, păi gândiți-vă că sunt probabil că 100, între 100 și 200 de operații la care intrăm pe an. Cum este, domnule doctor, ce senzație trăiți în momentul în care deschideți cutia craniană și intrați efectiv în creierul omului? Da, v-am spus, pentru mine devine totul foarte... Matematic? Să nu zic matematic, foarte profesional, foarte bazat pe niște reguli, adică încerc să am tot timpul în cap ceea ce trebuie să fac. Normal că foarte des apar probleme care trebuie, dar și aceste probleme trebuie rezolvate pe baza unor lucruri pe care le anticipăm oarecum. Apare o hemoragie, trebuie să știi ce să faci. Apare un edem, iarăși trebuie... Cât de importantă este echipa? Foarte important. Deci echipa este, cred că, cheia. Adică am vorbit de partea de inovație, dar fără echipă nu poți să faci nimic. Și în echipă includ și alte specialități, de exemplu terapia intensivă, care normal ne ajută și e important să știi că te poți baza pe ei după ce pacientul este din sală și intră în perioada de... Adică aici mă pot baza pe colegii mei. Vă consultați și cu medici de la alte specialități dincolo de terapia intensivă când aveți un pacient? Da, foarte frecvent. Deci odată că în cazurile numeroase de politraumă pacienții au și alte leziuni și atunci chiar devin discuții care este prioritară, cum să, care trebuie rezolvată mai repede sau concomitent. Sau. După aceea, majoritatea pacienților au și alte boli, boli cronice sau boli acum descoperite, pentru care, normal, este necesar consultul colegilor mei de la cardiologie, de la boli interne. Depinde de patologia pe care o descoperim sau pe care știam că are pacientul și pentru care avem nevoie de o evaluare nouă. În momentul de față, câți pacienți sunt internați la... Deci, în momentul de față, sunt 29 de pacienți în 30 de paturi. Încercăm să... Capacitate maximă. Da, pentru că încercăm să externăm cât mai repede, dar... Sunt pacienți care au leziuni și stau destul de mult. Sunt cazuri sociale cu care avem mari probleme pentru că chiar dacă sunt tratamentul este rezolvat, ei pot rămâne cu anumite sechele, dar și nu pot fi trimiși la domiciliu sau dacă sunt cazuri sociale adevărate, nu pot fi trimiși pe stradă și atunci până se rezolvă poate să stea luni de zile, în care, perioada în care blochează un pat. Ați avut ca social persoană am avut foarte multe. Care, nu știu, da. Și-a făcut un fel da. De casă din sau spital. De care familia nu mai vrea să audă. Deci, pacienți, de exemplu, cu etilism și nu mai vor să ia acasă. Și cât pot să stea în spital? A spus luni de zile. Nu știu care e recordul, dar pot să vă spun 3 luni, știu sigur, cazuri care au stat 3 luni. Dar au stat și mai mult. Am înțeles. De ce ar trebui să avem încredere în Spitalul Județean de Urgență Ploiești în momentul de față? Aici încrederea trebuie oarecum câștigată. O lungă perioadă de timp a fost
nu știu, n-aș vrea să-i spun campanie, dar a fost un curent de opinie destul de nefavorabil. Spitalul Morții, da? Spitalul Morții, nu mai știu cum a fost numit, care normal că a scăzut foarte mult gradul de încredere. N-aș vrea să acum să zic câte dintre acuzații erau justificate. Cred că totuși presa are o tendință spre drama, așa, spre uneori expunerea fără să păstreze un echilibru corect între cine în realitate sau fără să se intereseze exact. Dar nu este doar vina mass mediei. Îmi pare rău că este acest, sau a fost acest curent. Sper că în ultimul timp au început și oamenii să vadă. Eu personal am observat, vă spun sincer, o creștere a adresabilității în cadrul secției de neurochirurgie. Noi avem și un ambulator integrat în care vin oameni pentru consultații și dacă acum 10 ani aveam 5-6 consultații, acum am ajuns cu programările pe câteva luni. Deci programări în condițiile în care avem 20 de consultații pe zi. Deci oamenii... Campania aceasta Doctor Bun pe care Observatorul Prahovean a demarat-o a arătat, și aici vorbesc pe baza comentariilor pe care cititorii noștri le trimit în continuare, că totuși există încredere pe care ploieștenii, prahovenii o au în spitalul acesta, în medicii de aici și nu numai în spitalul acesta. Sper că există și sper ca în timp încrederea asta să crească. Depinde? Ca încrederea... Bine, încrederea întotdeauna trebuie să fie reciprocă, da? Și medicul trebuie să aibă încredere în pacient, în familie, dar și invers. Respectul și așa mai departe. Păi, în primul rând, cred că depinde de noi, angajații spitalului, începând de la medici, terminând până la portar. Pentru aceasta, în ultimii ani, au fost create proceduri, protocoale, care o să crească și mai mult gradul de siguranță și al pacientului și, indirect, și gradul de siguranță al medicului, pentru că dacă respecti o procedură și un protocol, ai proceda corect. Deci, în primul rând, depinde de noi, depinde și de dumneavoastră și de campanii de acest gen, adică... Normal, persoane, probleme o să fie. Actul medical nu e perfect, sunt și greșeli, sunt și multe privite ca greșeli fără motiv. Deci oameni mulțumiți o să fie în permanență. Important este care este proporția lor. Dar eu cred că până acum oamenii care sunt nemulțumiți au o tendință mai mare de a se face vocale, adică de a reclama. Oamenii, pacienții care merg bine și familiile lor, merg bine, pleacă acasă, nu mai stau să scrie la ziar. Acum trebuie privită, repet, această proporție, câți pacienți merg rău, câți pacienți merg bine și cu aceste proceduri pe care le dezvoltăm, noi avem și niște indicatori de evaluare periodică prin care putem să urmărim inclusiv acest grad de încredere al pacienților. V-ați vedea vreodată făcând altceva în afară de neurochirurgie? Sau ați avut vreodată vreun moment în care, nu știu, să... Intenționat nu. Deci dacă aș putea să aleg, aș alege tot asta. Și neintenționat? Neintenționat, nevoia te poate face să faci orice. V-am spus și de la rezidențiat. Am avut planul B, planul C, nu prindeam neurochirurgie, obligat forțat, trebuia să intru pe altă specialitate. Ce altceva? Tot o specialitate chirurgicală. Probabil că ortopedie sau în ordine asta. Ce faceți în timpul liber? Viața dumneavoastră dincolo de ceea ce înseamnă spitalul județean. Timpul liber este din există? Ce în ce mai... Există? Normal că există, dar este din ce în ce mai contractat. Dincolo adică, de odihnă, evident că... Da, deci odihna e importantă. Este foarte importantă. Deci aia trebuie să o bag tot la timpul liber. Nu poți să o bag la timpul de muncă. Ce vă place să faceți dincolo de a opera? Îmi place, deci am activități... Îmi place să fac sport, dar cred că ăsta a fost cam primul care a fost tăiat de pe listă.
Îmi place să mă mai uit la filme, la televizor, poate pare mai... să citesc, dar iarăși, în ultima vreme... Citesc au... cărți medicale? Sau da, asta, au predominat cărțile medicale. Pentru că ai zice că odată ce ai vechime mai mare și ajungi cu experiență mai mare, timpul pe care îl acorzi actului medical, activității în spital, trebuie să fie mai mic, rezolvi. Dar am constatat că nu e așa. Și asta pentru a vă pune la curent cu tot ceea ce înseamnă nou? Da, e, e foarte important să te pui la curent și parcă pe măsură ce începi să ai experiență mai mare, începi să tratezi cazuri mai complicate, atunci simți nevoia să te pui la curent mai bine și să înveți și cu cât intri în activități mai delicate, în operații mai rare, mai atunci cu atâta în, scala de învățare este logaritmică, adică trebuie să citești mult mai mult ca să obții mult mai puțină informație. Acum, când eram în primii ani de specialitate, probabil că mergeam la 1-2 congrese sau cursuri, manifestări științifice pe an. În ultimele 6 luni am fost la 4 manifestări, deci și încă mai am plan anul acesta, deci e un timp care este luat din timpul liber. Vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul acesta pe care noi l-am avut astăzi. Am înțeles că vă pregătiți de operație acum. Da, din păcate este o urgență, un pacient care s-a agravat. Sper ca lucrurile să meargă bine. Vă mulțumesc tare mult încă o dată și spor la treabă. Și eu vă mulțumesc pentru această activitate și pentru ceea ce faceți.